Bună ziua, bine v-am găsit, iată, după o săptămână aproximativ. Am zis să continuăm cu matca care intrase inițial în friguri și să vedem dacă s-a pus pe picioare. Eu mă uit așa la albina asta și nu prea se înghesuie cu polen. Ceea ce nu prea e prea convenabil. Da, să vedem ce găsim. Eu am luat tot puietul inițial, n-am mai lăsat nimic, doar pe matcă. Dar chiar e curios ce o mai fi în el după o săptămână. Populație, să zicem că mai are un pic de populație. Interesul meu era să pornească matca. Acum, dacă nu o porni, am a doua rundă de boci pregătite. O scoatem afară și o aruncăm la gunoi. Dacă n-a pornit nici acum. Deja are 3 săptămâni în care n-a făcut nicio brânză. A întrerupt tot. Și puiet, și cules, și tot a întrerupt. Deci, frigul liroitului nu e chiar așa grozav. Am mai adus și el ceva nectar aici, că îi cădea pe el. Nectarul. Ia să vedem. Avem foi pregătite în caz că a pornit matca, să dăm 2 foi, da? Ești curios. Deocamdată doar miere și miere, o albinuță cu polen, dar larve sau ceva de gen încă nu văd. Încă nu. Am eu convingerea asta că măcile de roire trebuie eliminate și s-ar putea să mă conving și mai tare de treaba asta acum. Da, miere și o singură botcă aici, pe mijlocul ramei. În acest caz nu mai avem ce să sperăm la această matcă. A depus aici câteva ouă pe mijloc. Dar numai atât cât să pornească acea botcă. Ia să mergem mai departe. Ia să vedem dacă o găsim pe dânsa pe undeva. Poate găsim mai multe ouă, eu știu. Și larve. Aici a pornit, deci a pornit, a oat frumos această ramă, a oat această ramă frumos, asta înseamnă că avem și puiet căpăcit aici, dar puțin, cât a oat atunci zilele acelea. Totuși face boci. Chiar dacă are larve, colonia este, este în friguri. Deci, nu faci nicio brânză cu astfel de colonii. Am să vă zic ce o să fac cu dânsa. Dacă o găsesc, o mut în altă ladă. În altă ladă și aici o să-i aduc o botcă. Toate că n-aș mai ține eu, fiindcă dacă aș avea numai regine din acestea, era un eșec total, adică un an în care nu faci nimica. Iată,
Deci are aici 6 rame de albină, pe care totuși a depus ouă aici. Odată cu ouăle a pornit și bocilii, deci dacă știți ceva despre fenomenul acesta, eu vă recomand să-mi scrieți acolo ceva. Iată, aici sunt bocii, o parte din ele au lăptișor. Deci, azi o să pun filmul. Mâine această colonie va fi împărțită în bucăți, matca eliminată. Matca va fi eliminată, aducem regine din altă gândire, de altă gândire, care totuși nu vor intra în friguri. Mieriare. Acum se spune că albina decide roire. Dar eu totuși zic că aici matca nu s-a liniștit, a început să fie hrănită. Dacă i-aș distruge iară bocilii, nu știu, distrug boci până în luna iulie, fiecare săptămână, și nu vrea să-și revină. Deci după 3 săptămâni e egal cu 0. Are vreo 30 de boci pornită. Pot face din el instant 2 roi, cu matcă tânără. Eu consider că nu o să mă mai chinui cu el. Până se dezvoltă, de pornește el, se împerechează măcile tinere și am rezolvat treaba. Nici foaie n-are rost să dai, spațiu are dacă dorește, dar n-are nicio treabă. Bun. Deci cam asta e situația cu colonia care a intrat în friguri și pe termen lung. Pur și simplu nu, ca ce să-i faci. I-a intrat în cap roirea, doar în copac se mai oprește. Acolo se va opri. În copac. Bun. Deci nu are rost să mai continuăm cu experimentul. Din partea mea, acum dacă aveți o părere, scrieți acolo. O să ascult comentariile, azi nu-i fac nimic, dar mâine decizia este de a-l împărți în două și a elimina matca. Bun, cam asta e. Până data viitoare, numai bine!